trebui să evit să mănânc spanac pentru că are în compoziție acid oxalic? Acidul oxalic din alimente este considerat nociv deoarece se poate combina cu calciul și poate să sărăcească organismul de acest important mineral. Nu se știe din ce motiv toată lumea știe de acidul oxalic din spanac, dar nimeni nu știe de acidul oxalic din alte multe alimente consumate în mod obișnuit, cum ar fi cerealele, fasolea și mai ales cafeaua și ceaiul. În vreme ce spanacul este plin de calciu, care reduce la minimum pierderea acestui mineral din organismul nostru, cafeaua nu conține deloc calciu. Eu aș fi preocupat mai curând de conținutul de acid oxalic al cafelei și al altor produse decât cel al spanacului. În același timp, deși conținutul de acid oxalic al spanacului este infim, dacă nu schimbi verdețurile și folosești numai spanac timp de mai multe săptămâni, este posibil să acumulezi acid oxalic și să te confrunți cu simptome de otrăvire. Reține neapărat, rotește verdețurile pe care le folosești. Cum rămâne cu vitamina B12 pe care veganii nu și-o pot asigura din plante? Vitamina B12 este singurul factor nutritiv care nu poate fi obținut din plante. Actualmente, sunt în curs de realizare o mulțime de cercetări legate de vitamina B12. Departamentul Agriculturii Statelor Unite recomandă asigurarea acestei vitamine din surse de origine animală prin intermediul cărnii, ouălor sau produselor lactate. Mulți vegani și adepți ai alimentației cu crudități iau suplimente de vitamina B12. Doctorul Vivian Vetrano și alți medici de igienă naturală afirmă că vitamina B12 este sintetizată de bacterii la nivelul tractului intestinal, dacă acesta este sănătos. După cum se poate vedea, există un anumit coeficient de informații contradictorii referitoare la acest important subiect. Cercetările științifice au arătat că deficitul de vitamină B12 este periculos pentru sănătatea omului, așa că ia suplimentul dacă consideri că este necesar. Dacă vrei să afli cum poți să-ți asiguri proteinele atunci când ești într-o perioadă de smoothie sau cât de multe verdețuri ar trebui să consumi zilnic, urmărește episodul trecut de întrebări și răspunsuri pe care îl puteți accesa dând click pe acest card aici sau pe linkul din descriere. Cum pot să identific plantele sălbatice pe care le pot mânca? Trebuie să fim precauți în ceea ce privește alegerea plantelor comestibile sălbatice, deoarece în natură există și plante otrăvitoare. Mergi la bibliotecă sau fă o vizită la librărie și găsește o carte centrată pe plantele sălbatice din regiunea ta. E recomandat ca mai întâi să te informezi în privința câtorva plante sălbatice, mai obișnuite atât în țara ta cât și în alte părți ale lumii. Câteva exemple de plante sălbatice comestibile cuprind pătlagina, păpădia, studenița și urzica. Aceste plante sălbatice sunt foarte bogate în factori nutritivi și le poți găsi cu mai mare ușurință în plan local. Există numeroase cărți utile referitoare la plantele comestibile legate de diverse regiuni. Internetul este o sursă extraordinară pentru identificarea plantelor sălbatice și de cultură. De exemplu, poate vei dori să culegi pătlagină pentru că are un conținut bogat în vitaminele A și D și reduce colesterolul și tensiunea arterială. Dacă intri pe Google și dai o căutare după numele plantei, pe tabul imagini vei găsi mai multe fotografii cu pătlagina, ceea ce este suficient pentru identificarea acestei plante sălbatice. Este benefic să adaug și grăsimi în smoothie-uri? Nu este recomandată adăugarea de grăsimi în smoothie-uri. Formula de smoothie verde din fructe, verdeață și apă este perfectă și nu are nevoie de nicio îmbunătățire.
Orice ingredient adițional reduce valoarea smoothie-ului verde. Pe de altă parte însă, înțeleg faptul că fiecare persoană este unică și poate să aibă nevoi diferite. Poți să adaugi orice vrei în smoothie-uri. Cel mai important este să le bei în mod regulat. De când am început să beau smoothie-uri, scaunele mele au devenit verzi. Este ceva normal? Când nivelul de acid gastric este redus, este posibil să găsești în scaun și bucăți de alimente nedigerate și culoarea scaunului poate să reflecte culoarea alimentului consumat, cum ar fi roșul de la sfeclă sau verde de la smoothie-uri. În urma consumului zilnic de smoothie-uri verzi, organismul este hrănit din belșug și nivelul acidului gastric începe să revină la normal. În cele din urmă, vei avea aceeași culoare a scaunului, indiferent de alimentele pe care le-ai consumat. Scaunul normal trebuie să aibă o culoare maronie, să nu aibă miros, să aibă formă și să nu se lipească de toaletă. Scaunul trebuie să fie eliminat ușor și fără efort sau disconfort. Am început să am o alimentație numai din crudități și să beau smoothie-uri în urmă cu 3 zile și mă simt constipată. Unde am greșit? Când mănâncă predominant alimente rafinate, care sunt sărace în fibre, oamenii încep să aibă intestine leneșe. Din acest motiv, conținutul intestinului gros nu este deplasat prin mișcări peristaltice, ci mai curând este împins înainte de mesele ulterioare. Alimentele crude sunt bogate în fibre și factori nutritivi și constau în aproximativ 90% apă. Este o mare schimbare cu care trebuie să se obișnuiască intestinele. Este posibil să dureze cam 2 săptămâni și uneori chiar mai mult pentru ca intestinele să se vindece, pentru ca musculatura să se tonifice și pentru a începe să funcționeze normal. Dacă doriți să slăbiți natural și sănătos, puteți ține o cură de detoxifiere de 10 zile. Găsiți mai multe informații în filmul Cum să slăbești natural și sănătos, pe care îl puteți accesa dând click pe acest card aici sau pe linkul din descriere. Despre toate acestea și multe altele, găsiți detalii în cartea Revoluția smoothie-urilor verzi, salt radical către sănătatea naturală, scrisă de Victoria Butenko, care este o autoare recompensată cu numeroase premii pentru cărțile scrise de-a lungul timpului. Este mare maestru bucătar în domeniul crudităților, mentor, inventator, cercetător și artist și, de asemenea, predă cursuri de viață sănătoasă în toate colțurile lumii. Ca urmare a conceptelor pe care le predă, milioane de oameni din întreaga lume beau smoothie-uri și mănâncă crudități. În cartea Revoluția smoothie-urilor verzi, vei găsi principiile de sănătate care stau la baza curii de smoothie-uri, întrebări și răspunsuri, precum și 200 de rețete ale autoarei. Vizitați site-ul libreriespirituala.ro pentru mai multe cărți care tratează terapiile alternative, alimentația sănătoasă, dezvoltarea personală, vindecarea spirituală și multe altele. V-a plăcut acest video? Atunci, nu uitați să dați un like și să vă abonați pentru a susține canalul Viața Sănătoasă și pentru a da o mână de ajutor comunității.